vrea să-i dau cuvântul domnului Cristian Pistol, director general CNIR. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră ca fiecare an la Salonul Auto București, cel mai important târg auto din România. Am deosebită plăcere să particip astăzi în calitate de director general al companiei care administrează drumurile naționale din România, precum și de un împătimit al condusului. Ce ar trebui să facem în perioada următoare, atâta industria auto care a evoluat foarte mult de-a lungul timpului, cât și infrastructura rutieră care devine din ce în ce mai sigură prin construcția de noi drumuri de mare viteză, precum și elemente noi de securitate și siguranță a participanților în trafic. Ar trebui să ne axăm, cred că, și pe componenta de educare mai mult a participanților la trafic, care câteodată din imprudență sau din necunoaștere foarte amănunțită a legislației rutiere pot provoca accidente care, din păcate, încă tehnologia nu reușește să le oprească. Pe de altă parte, ce pot să vă asigur e că noi ne continuăm planurile de dezvoltare. Am depășit borna de 1000 de kilometri de drumuri de mare viteză în România, având aproximativ 1115. Iar în momentul ăsta avem în proiectare și execuție încă 800 de kilometri de drumuri de mare viteză, precum și în licitații vreo 500 de kilometri. România, cel mai probabil în 2030, va avea peste 2000 de kilometri de drumuri de mare viteză în exploatare și cine știe câți în execuție. Sunt convins că acest târg ne creează premiza de a vedea cum evoluează tehnologia și vă doresc la mulți ani, în primul rând, și în al doilea rând, vizionare plăcută celor care vor participa la acest târg. Mulțumim frumos!